în lumea asta mare sunt și creaturi micuțe. Le vezi doar prin microscop și sunt foarte drăguțe. Simpatice, minuscule, așa-s pixichida. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da de gol, de le-ntâlnești cumva. Fixichi. Semaforul. Roșu, galben, verde. Bun, hai să mergem. Micule Tom, de ce ne-am oprit? Este o trecere de pietoni. Atunci când liniile ca acelea sunt trasate pe jos. După tine. Mersi. Drum bun. De ce ne-am oprit iar? Nu e trecere de pietoni. Dar aia e o trecere cu o cale ferată, Fire. Trebuie să lași trenul să treacă. Wow, ce tare e! Bună, Nolik! Vino aici! Fii atent la semaforul ăsta! E nou! Este un semafor adevărat? Incredibil, nu-i așa? Da! Arată super! Nolik, unde te duci? Stop! Oprește mașina! Ți-ai pierdut mințile? Ce? Eu doar voiam să văd ce semafor grozav aveți. Aveați. Și tata abia mi-a luat asta astăzi. Și acum uite. Trebuia să mă lași să trec. Ai fugit în stradă când semaforul era roșu. Semaforul este o lampă stradală care emite semnale multicolore către vehicule și pietoni ca aceștia să nu iasă unul în calea celuilalt când sunt pe drum. Când e roșu, înseamnă stop, rămâi acolo unde ești. Galbenul le spune șoferilor, atenție, pregătiți-vă să vă opriți. Ai voie să treci strada abia după ce semaforul se face verde. Și chiar și atunci, este important să ții minte. Uită-te în ambele direcții înainte să traversezi. Înțeles? Poți să traversezi doar pe verde, Nolik. Și copiii foarte mici știu asta. Dar era verde. Nu, a fost roșu. Nu, verde. Era roșu! Era verde, vă jur. Poate ești daltonist sau ceva. Da, se poate. Ce înseamnă să fii daltonist? Înseamnă că nu poți diferenția culorile. Și nu știi care e roșu și care e verde. Asta sunt, așa e. Tu n-ai mai încurcat culorile până acum? Bine! Noptiera de acolo. E roșie. Și avionul de sus? Ăla-i verde. Despre mine, ce culoare sunt? Verde, albastru, gri, maro, cu buline. Ce sunt? E adevărat, e daltonist. Bietul băiat. V-am spus, n-a fost vina mea. Bine, rezolvăm problema acasă. Și ce facem cu semaforul ăsta? Îl putem repara și îți vom repara și mașina. Bun, ce culoare are mașina? Violet? Dacă zici tu așa, avem treabă de făcut. Așa că ia loc, înainte să te mai încurci în ceva. Drumurile pot fi locuri periculoase. Sunt atâtea mașini și atâția pietoni pe drum. Și toți se grăbesc să ajungă unde se duc. Dar ai grijă, chiar dacă un șofer observă un pieton pe trecere și frânează, distanța poate fi mare până mașina să ajungă la oprire completă. Pentru a evita un dezastru, respectați-vă unul pe celălalt. Dacă ai nevoie să treci strada, du-te la cel mai apropiat semafor, trecere de pietoni sau semn de trecere. Când încă ești pe trotuar, uită-te la stânga și apoi la dreapta ca să vezi cât de departe sunt mașinile, motocicletele și bicicletele. Dacă sunt aproape, doar așteaptă unde ești. Dacă șoferul e responsabil și politicos, el se va opri pentru tine dacă te vede de la distanță. Dacă vrei să te faci mai vizibil când e întuneric, atașează-ți benzi reflectorizante pe haine și astfel toți cei de pe drum sunt în siguranță. E reparat! Micule Tom, testează-l! Să pornim luminile! Deci, le-am făcut
bine? Da, ocupați-vă locurile. Bine, să traversăm. Pe locuri, fiți gata. Zar! Stop! Ați încurcat luminile. E verde pentru toate direcțiile. Te-am prins. Nu ești daltonist, Nolik? Știi ce ești tu? Ești fățarnic. Eu? Ei, așa e. Sunt de fel foarte darnic. Și fața mea e chiar aici. Totuși, și un fățarnic. Ai grijă, nu le da pe gol, de le-ntâlnești cumva. Ai grijă, nu le da pe gol, de le-ntâlnești cumva. Te-ai abonat la Fixiki? Hai că e simplu! Dai un click și cei mai simpatici prieteni vin la tine în fiecare săptămână, cu descoperiri și aventuri noi! Fixiki. Trenul electric. Zoom! Zoom! Deodată, pământul e atacat de o navă de extraterestri! Fiu, fiu, fiu! Dacă vin ajutoarele la timp, vom fi salvați! Haideți, repede, repede, haideți, jos din tren, haideți, haideți! Micule Tom, am venit să ne jucăm! Oh, în sfârșit ați ajuns! Am nevoie de niște extraterestri! Despre ce fel de extraterestri vorbești? Extraterestri normali, știți de care? Vin să distrugă pământul și orice e pe el! Dar noi nu vrem să distrugem absolut nimic! De ce nu putem fi mecanicii trenului, ha? Mecanicii trenului? Nu știți nimic despre cum se conduce trenul? Oh, știm multe lucruri despre trenul! Oamenii au inventat calea ferată acum mult timp, dar pe vremea aceea șinele erau făcute din lemn. Oamenii au început să le facă din metal tocmai în secolul 18. Primele vagoane de tren nu foloseau motoare pentru a se deplasa, în schimb, foloseau cai să le tragă. Mai târziu, caii au fost înlocuiți de motorul cu abur. Ardeau lemne și cărbuni pentru a fierbe apa din boilere, ceea ce făcea aburul care întorcea roțile. Iar fixicii erau acolo să ajute trenurile și să se asigure că toate piesele mergeau bine împreună. Dar nu se mai folosesc motoarele cu abur. Acum, șinele de tren folosesc electricitate. Aceste trenuri electrice circulă pe calea ferată aproape cu viteza avioanelor. Poate că știți despre trenuri, dar tot sunteți extraterestri. Calea ferată e a mea, deci trebuie să vă jucați cum spun eu. Oamenii au coborât, trenul pleacă din stație. Te pot juca ciu-ciu de unul singur. Și am să o fac. Ciu, 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 ciu. Hei, de ce te-ai oprit? Nici asta nu ajută, nu mai merge deloc. Simca! Nolik! Unde sunteți? V-ați supărat pe mine cumva? Mamă, tata vine acasă curând? Nu, s-a întâmplat ceva? Am fost atacați de extraterestri. Trenul trebuie reparat imediat, altfel nu vom putea scăpa. Vrei niște ceai? Trebuie să găsesc o soluție. Simca, Nolik, știu că sunteți acolo. Iertați-mă dacă v-am rănit sentimentele. Chiar îmi pare rău. Numai voi puteți salva planeta de extraterestri malefici. În regulă, ne-ai convins să te ajutăm. Ei, ia să verificăm șinele. Nolik, după mine. Sunt mai rapid. Oh, se pare că nu ești așa rapid. Uite, am găsit ruptura. Micule Tom, șinele sunt stricate. Știu deja, și? Știi deja? De asta nu merge trenul.
Ca și trenurile adevărate, cele mici merg cu electricitate. Dar nu mai sunt baterii în locomotivă pentru a atrage celelalte vagoane. Motorul primește electricitate de la șine. Fiecare bucată de șină are un cablu în ea. Dacă șinele se despart, electricitatea nu poate circula și ajunge la tren. Și fără electricitate, motorul trenului nu mai funcționează. Deci, conectează șinele, iar trenul va merge din nou. Aha, una lângă cealaltă. Da! Ura! Trenul merge acum! Foarte bine! Vă jucați cu mine acum? Și cum ne jucăm de data asta? Oricum vreți voi, spuneți-mi! Trenul fuge pe șine condus de mecanicul Nolik. Când deodată coboară din cer o navă spațială! Bună ziua, oameni ai planetei Pământ! Vin de departe, dintr-o altă galaxie! Ai venit să distrugi totul? Nu! Am venit să repar totul! Oh! Fixiki. Cartela de acces. Hopa! Hei, profesore Eugenius, fierbătorul tău funcționează din nou. Finish! Oh, vă mulțumesc! Mi-era poftă de o cană de ceai. Da? Nu mai este ceai aici. Atunci o să o întreb pe Elisa dacă are. Uite! Profesor Eugenius! Ai uitat cheia! Cheia! Nu închide ușa! Simca, cred că glumești. Aia e o cheie. Asta e o cartelă de plastic. Dar este o cheie. O cheie specială se numește cartelă de acces. Pentru a deschide un lacăt cu cifru, trebuie să introduci codul în ordinea corectă. Asta înseamnă că dacă nu-ți poți aminti codul, nu poți deschide încuietoarea. Dar dacă lacătul e cu cartelă de acces, nu există niciun cod de memorat, deoarece codul e stocat în memoria cardului, iar încuietoarea poate citi codul de pe card. Desigur, cartelele nu funcționează cu orice încuietoare. Trebuie să fie încuietori inteligente care pot citi codurile electronice. Când încuietoarea inteligentă citește codul corect, ușa se va deschide. Elisa, avem ceai pe aici? Desigur, profesor Eugenius. Oh, minunat! Iau și eu un pliculeț. Oh, mi-am lăsat cheia în laborator. Pot să o împrumut pe a ta? Dar nu uita să mi-o aduci înapoi. Oh, bineînțeles că ți-o dau înapoi. Haide, Elisa, am un pliculeț de ceai. Profesor Eugenius, fierbe apa! Fantastic! Ta-ra-ta-ta-ta-ta, cea-cea-ceai. Stai o clipă. Ah, o nu... Trebuia să-i înapoiesc ceva Elisei. De ce nu te duci să o întrebi? Corect! Mă întorc imediat! Profesor Eugenius! A uitat și al doilea card! Elisa, ți-am promis ceva, nu-i așa? Da, cheia! Ai spus că o vei returna! Oh, da, sigur! Lasă-mă să o iau, o secundă! Oh, am lăsat-o în laborator! Groaznic! Cum vei putea să intri înapoi în laborator? Vezi tu, există o cale, dar este un secret. N-ai vrea să pleci câteva minute? Profesore, profesore, îmi poți face o mică favoare? Cheia, cred că am lăsat-o pe masă. Da, corect, așa e. Deci cum rezolvăm asta? Trebuie să mă gândesc. La ce să te gândești? Trebuie doar să mergem și să împingem pe sub ușă. Credeți că vă descurcați? Da! Să ne apucăm de treabă! Hei, ce se întâmplă? Oh, m-ai strigat cumva? Da, nu, Elisa, nu pe tine. E așa grea! Știți cumva unde s-a dus Digit? Digit s-a dus să se gândească! Mereu faci asta când trebuie să muncim! Mai la stânga! Mai la dreapta! Foarte bine, Nolik! Atunci cu cine vorbeai? De fapt... Ce e asta? Unde? Ce anume? Ce a fost asta? Haide, să încercăm din nou! Uite, ai văzut asta? Asta e puterea minții. Este puterea de a muta lucrurile cu mintea.
Ești de-a dreptul uimitor! Oh! Ai făcut asta tot cu mintea? Ușa? Da, sigur! Ești un geniu! Profesorul Eugenius este un om de știință foarte talentat și un bun prieten al fixichilor. Întotdeauna îi ajută pe fixichii, iar fixichii sunt bucuroși să-l ajute. Profesorul Eugenius i-a lăsat pe fixichii să-și țină lecțiile chiar aici, în laborator. E greu de imaginat un loc mai bun pentru o școală fixichii. Oamenii din întreg orașul aduc la laborator tot felul de lucruri. De la calculatoare, telefoane și mobilier, la alimente și jucării. Profesorul Eugenius își folosește expertiza pentru a verifica toate aceste lucruri. Pentru a-l ajuta să-și desfășoare experimentele, laboratorul lui este plin cu tot felul de unelte și mașinării. Da, profesorul Eugenius este foarte inteligent, dar poate fi și neatent. Din fericire, ne are pe noi în preajmă. Mulțumesc pentru tot! Să împingem cartela pe sub ușă? Ideea asta grozavă a fost a Simcăi! Dar ușa s-a deschis larg, iar cartela era încă pe jos. Asta e ciudat. Nu e nimic ciudat la asta. Eu sunt cel care a deschis-o. Cum? M-am uitat în încuietoare. Mi-am dat seama cum funcționează și tidiș. Foarte isteț. E un adevărat tidiș. Cred că data viitoare va trebui să ne gândim cu toții înainte să reparăm ceva. Fixiki. Piesa de rezervă. Hei, ce se petrece? Mergeam mai devreme. Bună, amicule Tom! Simca, Nolik, am o problemă. Scuze, nu avem timp, suntem ocupați. Ocupați? Cu ce? Suntem responsabili pentru ziua de azi. Putem și să folosim uneltele. Mama și tata s-au dus să viziteze prietenii Fixiki. Tata obișnuia să lucreze la centrul spațial. Încă de când era mic, tata Fixiki visa să meargă în spațiu. Și de ce nu? Fixiki lucrează și în rachete. S-a și angajat la centrul pentru astronauți. Era responsabil de centrifugă și s-a asigurat că mergea bine. Centrifuga e un fel de carusel foarte rapid pentru a antrena astronauții. Și tata Fixiki s-a antrenat în el. Din păcate, nu și-a dat seama că racheta era programată de lansare în ziua lui liberă. Și când a aflat, a fost prea târziu, iar racheta a pornit fără el. De atunci, tata Fixiki urăște zilele libere, dar încă își dorește să lucreze la centrifugă. Știți voi, ceva care se rotește într-una ca o mașină de spălat? Din nefericire, cea de acasă pare să meargă exact cum ar trebui. Înseamnă că azi voi reparați totul? Aha! Ei bine, eu sunt norocoasă pentru că tocmai mi s-a stricat mașina. Ura! Avem de lucru! Nolik, haide! Ei, ce s-a stricat aici? Stai așa! Iată! S-a ars piesa asta! Este complet neagră! Mă întreb unde putem găsi una la fel, dar curată! Una curată? Nolik! Geniule! E o piesă exact ca asta în mașina de spălat vase! O putem lua de acolo! Haide! Sunt conectate piesele astea una de cealaltă? Cu chestia asta de sub tine. E o piesă specială, numită placă de circuite. O placă de circuite se face așa. Întâi placa se acoperă cu un strat subțire de metal. Apoi se creează căile prin care va circula electricitatea. Iar apoi surplusul de metal este curățat de pe ea cu un lichid special. Și rămân apoi numai căile ce au fost desenate pe placă. Aceste căi funcționează drept cabluri ce conectează piesele plăcii una de cealaltă. Apoi tot ce rămâne de făcut e ca piesele să fie așezate pe placă. Trage! Tidiș! Micule Tom, tidiș! Ura! Merge din nou! Micule Tom, dau drumul la mașina de spălat vase. Sunt vase nespălate în camera ta? Nu! Încetinește!
atent! Ce să încidinesc? Pe mama ta! Am luat piesa din mașina de spălat vase, știi? Mamă, stai! Nu da drumul! Trebuie să pui... Da, uite, pune cana asta murdară! Nolic, după mine! E o piesă la fel în televizor! La mașina de spălat vase! Abia am reușit! Am luat piesa din televizorul din sufragerie! Nu din televizor! Emisiunea preferată a mamei e pe cale să înceapă! Televizorul! Funcționează! Și de unde ați luat piesa pentru el? Din calculatorul tatălui tău, din birou! Bună tuturor! Am ajuns acasă! Bună, dragă! Ești gata pentru cină? În curând! Trebuie să termin ceva pe calculator! Simca! Repede! Unde mai găsim piesa? Stop! Ați alergat destul! Uite, luați-o pe cea din mașină! Și apoi am pus-o înapoi în calculator și a funcționat din nou! Oh, ce mai alergătură! Țineți minte, experților, să nu reparați un aparat dacă stricați un altul. Am înțeles acum. Și eu la fel. Dacă erați isteți, puteați lua piesa din vechiul radio din Debara. Tată, dar atunci radioul nu ar fi funcționat. Chestia aia nu mai funcționează de ani de zile. Eu și mama am scos jumate din piesele din el. Fixiki. Senzorul de mișcare. Această piesă trebuie înlocuită cu una nouă. Am o idee! Ce-ar fi să mergem noi la depozit să o luăm? Pentru că tu nu ai timp să te duci și astfel poți continua să lucrezi. Bine atunci, doar să țineți minte codul piesei. 8375. Îmi voi aminti cu siguranță. De ce Elisa e mereu acolo la momentul nepotrivit? Trebuie să așteptăm până când pleacă? Pentru ce? Ne strecurăm prin spatele ei. Digit, ai găsit piesa? E aici. Suntem gata? Da, da, suntem gata. Haideți. Profesor Eugenius, ești aici? Știi de ce s-a deschis această ușă? Și s-a închis singură? Bineînțeles că știu, Elisa. Pentru că am transformat-o într-o ușă automată. Vezi tu, am instalat un senzor de mișcare deasupra ei. Un senzor de mișcare este ca un ochi electronic care urmărește tot ce se mișcă în fața lui. Te-ai întrebat vreodată cum de ușile se deschid singure în magazine sau la aeroport? Se deschid cu ajutorul senzorilor de mișcare. Dacă senzorul vede că cineva vine spre ușă, trimite un semnal către motorul electric al ușii. Motorul electric deschide ușa și apoi o închide automat după ce persoana trece prin ea. Omul acesta e uimitor, însă cam dezordonat. Ușa e automată acum? Atunci de ce nu s-a deschis pentru noi când am venit? Pentru că suntem prea mici pentru senzorul de mișcare. Dar piesa e mai mare decât noi. Destul de mare ca senzorul să o vadă. Atunci cum intrăm acolo? Putem păcăli chestia aia dacă stăm aproape de perete. Să ținem piesa cât mai aproape de perete. Ușa e puțin prea automată. Iar piesele acestea? Nu le dusesem de aici? Senzorul tot ne-a observat. Uitați ce trebuie să facem, să-l stricăm. De ce trebuie să-l stricăm? Tot ce trebuie să facem este să-l dezactivăm. Senzorii sunt folosiți pentru a ajuta oamenii în tot felul de situații. De exemplu, senzorii de mișcare observă când cineva se mișcă pentru ca ușile să se deschidă sau luminile să se aprindă.
Unele automobile sunt echipate cu senzori de ploaie. Dacă începe ploaia sau ninge, senzorul pornește automat ștergătoarele de parbriz. Există de asemenea senzori care reacționează la lumină. Seara, când se întunecă, senzorii de lumină pot fi utilizați pentru a aprinde felinarele. Și dimineața, când se luminează din nou, senzorul le oprește. Un detector de fum simte când e fum înăuntru. Senzorul poate fi folosit pentru a activa o alarmă de incendiu sau chiar un sistem automat de stingere a incendiilor. Gata, l-am oprit! Acum ar trebui să meargă! Bună treabă! Să mergem! Profesor Eugenius! Misiune îndeplinită! Bună treabă, Fixiki! De fapt, nu așa bună. Această piesă este A7583. Aha! Și eu am cerut A8375. Digit! Nu ai zis tu că știi codul? Da, îl știam. Dar cumva l-am uitat. Digit, nu pot să cred că l-ai uitat. Bine, va trebui să mai mergem încă o dată. Mulțumesc, dar lăsați. Mă duc eu de data asta. Am uitat să-l avertizez pe profesor că am oprit senzorul. Și mi-e teamă că se așteaptă ca ușa să se deschidă automat. Profesore! Stop! Nu,